Cei de la ANTA spun că, în ciuda cifrelor îmbucurătoare, operațiunile de acest gen trebuie să continue. Inspectările au fost desfășurate de comun cu cei de la INSP și FISC pe mai multe trasee din țară, inclusiv pe cele care duc spre capitală. La Varnița Bunăoară, inspectorii ANTA au tras pe dreapta mai multe mașini. Ce au zis cei de la ANTA? Care era problema? Ce au verificat? Dacă actele sunt în regulă, totul e bine. Proverca normală, tak надо. У вас все документы в порядке, все есть? Все в порядке, все есть. În urma controalelor de azi, mai puțin șoferi decât de obicei s-au ales cu procese verbale. Acest bărbat, spre exemplu, a fost la un pas de a se alege cu amendă, însă a scăpat basma curată. El activează în calitate de taximetrist deja de un an și jumătate. Acesta spune că nu obișnuiește să încalce regulile, iar ceea ce s-a întâmplat azi a fost de fapt o problemă tehnică. Este în foaie de parcurs de la oară până la oară. Și dacă treci limita de... Nu, ne s-a zis, nu călcăm, dar dacă nu-i lumină, asta-i. Unii șoferi recunosc eficiența controalelor, alții însă sunt de părere că acestea ar trebui desfășurate în garaj și nu pe trasee. Domnule, proverchi, могли бы быть иначе. Могли бы быть в гараже, они к нам приезжают, когда они хотят. Вот пускай они приезжают и проверяют, не сбивают нас с дороги. Кто меня поет в это время? Никто. А у меня план очень большой. De cealaltă parte a baricadei, cei de la ANTA înțeleg supărarea taximetriștilor, însă reiterează că astfel de controle trebuie să aibă loc, și asta fiindcă fenomenul traficului ilicit de pasageri încă persistă pe drumurile din țară. Urmarea controlelor efectuate astăzi de către inspectorii ANTA, au fost aplicate câteva sancțiuni prin întocmirea proceselor verbale cu privire la contravenții și au fost aplicate amenzi pentru încălcarea normelor de efectuare a transportului rutier de persoane contra cost în regim de taxi. Cele mai des întâlnite abateri este lipsa setului complet de documente la bord. Verificări similare au avut loc și în preajma orașelor Soroca și Cimișlia.